de Fígata. Tiama este alungată atunci și nu mai ești stăpânit de frică când Dumnezeu îți spune personal, nu te teme. Poți să mergi la furat și să zici, nu mă tem, te prinde. Poate nu te prinde. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ți-a ajutat. Ci că Dumnezeu îți spune, nu te teme. Lipsa fricii nu vine din curajul nostru, ci de unde? Din faptul că, se spune în versetul 15, nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Amin. Amin. Așa că bazarea pe Dumnezeu, de asemenea, este necesară pentru a acționa prin credință. Pentru că le spune așa, uitați ce strategie interesantă folosește Dumnezeu. Mâine duceți-vă împotriva lor. Ei se vor zi pe dealul Ziți și îi veți găsi la capătul văii în fața pustiului Ieruia. Mâine aveți război. Dar v-a spus următorul lucru. Nu va trebui să luptați voi. Credința adevărată înseamnă să mergi înainte, chiar și atunci când nu vezi cu ochii rezultatul sau rezolvarea problemei. Cu toate acestea le-a spus să meargă la luptă. El a invitat să iasă înaintea dușmanului și să aștepte rezultatul. Însă acest lucru nu era ideea lor, ci era ideea Domnului. Nu ei au știut ce să facă, ci așa le-a spus Domnul. Oare nu putea rezolva Dumnezeu lucrurile și altfel? Nu putea Dumnezeu să-i bată pe oamenii aceia, pe dușmani, fără ca ei să meargă înaintea lor? Putea sau nu? Bineînțeles că putea. Dar a vrut să-i facă să fie părtași și ei la victorie. Tocmai de aceea Dumnezeu îți spune să acționezi, să te străduiești, să ai tot felul de idei. Dar bazat pe credința aceea, în același timp. Nu să nu faci nimic. Nu zice acasă, du-te acasă și stai să-ți vină, caută pe sertar, să vezi că a fi cozonac, în celălalt a fi franzelă, în celălalt salam, sau ce îți place ție. Nu așa. El spune să mergi, să lucrezi, El îți va da însă putere și va binecuvânta lucrul minilor tale. De aceea spunea Ioan, în 1 Ioan 5:4, dar ceea ce câștigă biruința asupra lumii, sunt muștii noștri. Este? Ce este? Credința noastră. Amin. De ce e nevoie de bazare pe Dumnezeu? Pentru a accepta modul diferit în care lucrează Domnul. Noi credem că victoriile se obțin prin forță fizică, prin dat din coate, prin tertipuri, prin șmecherii, prin intrigă. Dar acestea sunt metode numești de a rezolva o situație. Victoria obținută de ei a venit în mod nebănuit printr-o închinare autentică și profundă. Uitați-vă la versetul 22. Ce le-a zis? Pe de parte a zis așa. Voi trebuie să ascultați, să credeți că data aceasta Dumnezeu va fi Cel care se va lupta pentru voi. A zis, voi organizați-vă pentru închinare. Și n-am mai văzut o bătălie de felul acesta. S-a mai întâmplat ceva de așa aici oarecum. Tot erau cu atitudine de luptă când au înconjurat Ierihon. Că au început să cânte și să-L înconjoare de 7 ori și zidurile s-au dărâmat. Dar aici mai mult decât atât. Ăștia să îmbracă în robe, cântăreții, să ducă înainte și fiți atenți. În clipa, versetul 22, când au început cântările și laudele, cum cântau ei? Versetul 21. Lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în viață. Asta era cântarea. Numărul 11 era. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor. Nu din oameni. Domnul a pus pândă, da? Au fost probabil îngeri. Și au pus pe fugă. Până acolo încât oamenii aceia, zice că s-au ajutat să se omoare unul pe altul. Pentru că a intrat groaza Domnului în ei. Și ei ce când? Ei aveau serviciu divin. Dar clipa când au început cântările. Ceea ce e interesant este că Dumnezeu a intervenit exact când au început laudele la adresa Lui. El a vrut să învețe că există o legătură strânsă între lauda la adresa Domnului și răspunsul la rugăciune. Uitați-vă și veți vedea psalm. David are un psalm de laudă, făcut și când? Când era în peștera din Adulam. Noi, de regulă, acesta nu-i normal la cap. Să scrie psalmul de laudă după ce va fi izbăvit din peșteră. Aha, asta fac oamenii ca noi. Oamenii vor să facă altceva. E în mijlocul necazului. Aceea este credință.
încep să-L laude pe Domnul. Și în momentul acela a venit izbăvirea. Acesta este actul credinței. Treci prin necaste, suferință, lucruri care nu știi ce să faci. Nu, asta nu e nimic neobișnuit să-i mulțumești după ce te va... Asta nu este credință. Să stai să vezi ce se va întâmpla, de ce parte cade focul. În mijlocul necazului. Astupă-ți urechile. Așează-te înaintea Domnului. Și spune-i Domnului. Te laud, Doamne. Pentru că ești minunat. Și lasă-l pe El să-și facă datoria pe care a promis-o. În această bătălie, voi nu va trebui să faceți nimic decât să vă închinați Domnului. Va trebui să stați liniștiți. Va trebui să credeți. Slăviți să fie Domnul. Amin. Dragii mei, nu în toate bătăliile poți să stai fără să faci nimic. Dar în această luptă, versetul 17, Dumnezeu le spune clar să stea liniștiți. Uneori Domnul ne cere să luptăm cu toată puterea. Alteori ne cere să stăm liniștiți pentru că va lupta El pentru noi. Și astfel de bătălii sunt bătăliile în care noi trebuie să stăm doar cu ochii pe El. De ce? De regulă, acolo unde intervenția noastră n-ar schimba cu nimic lucrurile, sau acolo unde Domnul vrea să ne dovedească incapacitatea. De exemplu, bătălia de pe Golgota. Ni s-a cerut să facem ceva. Cum puteam noi să-L ajutăm pe Domnul să moară pe noi? Îl puteam ajuta într-un fel. Nu. Noi am fi încurcat lucrurile. Dar nu doar că la Golgota n-a trebuit să facem nimic. Dar mai mult decât atât. Noi eram de cealaltă parte. Noi puneam spini, nu luam spini. Noi băteam cuie. Noi scuipam. O bătălie de felul acela trebuie adusă de Domnul. În evenimentele din viața noastră, dragii mei, trebuie să învățăm să-L vedem pe Domnul. Atunci când încercăm să facem noi ceva, mai degrabă stricăm. Când îl lăsăm pe Domnul, ce ne dea în versetul 22? Dacă ai vrea să-L vezi pe Domnul. Erau două plane. Ăștia erau la închinare, ei cântau. Cine ar fi văzut, ar fi zis, săracii de spaimă, nu mai știu ce să facă. Vine armata spre ei, ei sunt bărganoanii de război, de cântare, și acum ei cântă. Ei cântă. Pe celălalt plan, Dumnezeu ce făcea? Te ducea la luptă. Dumnezeu a pus o pândă. Să nu înseamnă că dacă tu nu faci nimic, Dumnezeu nu face nimic. În acel timp Dumnezeu pune o pândă. Deci trebuie să învățăm să cunoaștem când acționează El. Și bazarea pe Dumnezeu nu duce niciodată la faliment. Ci duce întotdeauna la victorie. Amin. Amin. Trei zile au prădat. Căci era multă pradă. Se omorâsele toți. Și când au ajuns, ei nu au trebuit să strângă pradă de război. Trei zile le-a trebuit. Și în versetul 26, plâng că în valea aceea unde s-a dat războiul, nu știm cum se numea înainte. Dar aflăm din versetul 26 că de aceea au numit locul acela Valea Beraca. Care înseamnă binecuvântare. Nu contează cum s-a numit înainte. Locul acela, evident, n-a purtat înainte acel nume. Dumnezeu dă prin noi semnificație lucrurilor obișnuite. În acest fel, locul falimentelor a devenit pentru ei un loc al victoriei, al binecuvântării. Acolo unde ai falimentat, cu Dumnezeu poți învinge. Acesta este vestea bună în această dimineață. Că acolo unde până acum tu ai înregistrat faliment, cu ajutorul lui Dumnezeu, în locul acela, tu poți obține o mare binecuvântare, o mare victorie. Vă pot da câteva exemple. Iacov.
ajuns, gândiți-vă în ce stare era, fugit de acasă, cu fratele pe numele lui ca să-l omoare. El n-a mai mers de acasă, el obișnuit numai cu fustele maică-sii. Nu prea ieșa din cort. Și prima dată să merg de acasă, îl ducea aminte de prima dată când ai fost la internat sau în armată. Dar acum nu mai era cu nimeni, era în pustiu. Și n-avea pernă. Ca pernă a avut o piatră. Era un loc pustiu și arid. Și la un moment dat, într-o vedenie de noapte, vede scara cerului. Cu îngerii care coborau și urcau pe scara aceea. Și știți ce zice Iacov? Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Și din ziua aceea, locul acela, ster și arid, devine Betel, casa lui Dumnezeu. Ce-a schimbat lucrurile? Experiența lui Iacov cu Dumnezeu. Un loc despre care zicea el, a ieșit de stat. Aici, dacă ai vrea să dormi, mai mult decât o piatră la căpătâi, devine poarta cerurilor, casa lui Dumnezeu. Golgota. Știți ce înseamnă Golgota? Dealul cranului. Sau căpățânii. Crezi că făceau oamenii excursii pe el? Alpiniștii? Mă? Își făceau poze cu dealul ăla, cu dealul chel, gol. Până vegetație. Nici prea înalt, nici prea mic. Poate fi asemănat cu Everestul și Kilimanjaro? Cu creasta cocoșului? Sau cu Igniș? Nu. Dar din ziua în care Fiul lui Dumnezeu a murit pe el, Golgota a devenit cel mai important deal de pe pământ. Înțelegeți că el a căpătat semnificația abia după ce Hristos a murit acolo. Multe alte exemple. Câte sări festive, fiecare școală are o sală festivă, nu? Dar sala festivă a școlii 4 ce are deosebit? A fost ea deosebită până într-o zi? Pe decembrie? Până când un grup de oameni au mers acolo să cheme numele Domnului. În ziua aceea ne referi la locul acela ca un loc sfânt. În care unii au primit pe Domnul acolo. Noi dăm semnificație lucrurilor. Un loc pe lângă care ai trecut, poate cu mașina, n-are nicio semnificație. Până când cineva drag a murit pe marginea aceea de drum. Și în timp ce toți ceilalți trec fără să le pese pe lângă locul acela, tu nu poți să treci fără să te gândești la locul acela. Corect? Noi dăm semnificație lucrurilor. Tocmai de aceea vreau să spun că ceea ce pentru tine până astăzi a fost faliment. Din această dimineață, pentru tine, acele înfrângeri pot deveni victorii. Pot deveni beraca. Versetul 27 spune că au plecat veseli din locul acela. Oare câți dintre noi, în această dimineață, vor pleca în urma întâlnirii cu Domnul? Veseli, schimbați, înnoiți. Adică o veselie de aceea adevărată, care vine în viața ta numai când El îți umple inima. Haideți să transformăm eșecurile, problemele și necazurile și situațiile noastre dificile din viață în beraca. Și când nu știm ce să facem, să-L chemăm pe Domnul. Să-L căutăm pe Domnul. Să-I recunoaștem suveranitatea. Să-I părtășim problemele și durerile. Să ne declarăm falimentul. Să ne bazăm pe El.
Să fim gata să ne uităm cu El, transformă eșecurile, frământările și dilemele noastre în beraca, în locul binecuvântării. Amin. Amin. Haideți!